Neața vlog, nu avem o duminică prea frumoasă în Timișoara, dar am zis să profit că e ziua mea liberă cumva și să încerc să fac niște lucruri. Așadar, o să mă văd cu Alexandra, o să merg pe la ea, o să mergem împreună pe la mall, pe la DM, o să mergem apoi, cred iară, pe la Mob Expert, Dedeman. O să facem foarte multe drumuri, căci de mâine am foarte, foarte mult de lucru și cred că doar azi o să apuc să vă filmez așa câte ceva. Haideți să vedem de unde începem și cu ce. Este magnetic building și ne apucăm și construim. Wow, ce fain! Pune aici! Uite aici îl pui, jos, 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 pe parchet. Ca să fie super tare. Ce vrei să construiești? Eu știu ceva ce pot. Hai eu să vedem. Construiesc super ușor. Ce? Ceva super ușor știu eu. Ia să vedem. Dar vrei să construiești ce se vede acolo sau ce vrei tu din imaginația ta? Eu știu să fac ceva ce ieși în cartea aia. Ia să văd. O să vezi. Uite că sunt unele mai mari, unele mai mici. Știu. Hai să vedem ce construim. Aici ce parte, cred. Eu știam că e pe undeva pe aici, dar nu mai știu unde era. Mie toate mi se par cam grele. Da, dar eu știu să fac unul care era, cred că, în altă carte. Uite, cred că pe ăsta îl faci. Nu. Hai nu să vedem. Nu pe ăla. Mama lui Ale ne-a așteptat aici cu supă, cu sărmăluțe. Frumos, frumos. Sunt foarte. Suntem la noi acasă, putem să facem cum vrem noi. Și am ajuns la Dedeman și căutăm niște ghivece pentru aceste ferici frumoase. Și căutăm și copacul banilor și ceva orhidee, să văd ce mai găsim. Și avem hol de la Dedeman, frumoasa orhidee, care va sta în această mască, în cea mai mică. Și astea două sunt pentru ferici, dar am de curățat la ele mult, mult, mult de tot și să le ud și să le răresc și să... Vedem cum fac să le înviu, că par cam semi-moarte, dar efectiv n-aveam de unde să aleg. Toate erau la fel. Și aici avem un mini haul de la DM. M-a nebunit Alexandra că ea are highlighterul ăsta de la Rimmel London și că e super tare și că trebuie să mi-l iau și eu pe ăsta de la Catrice. Și l-am mai zis și la alte fete și am zis, ok, hai să-l încerc. Un nou blush chiar îmi trebuia și am zis, ok. Și pentru că eu folosesc doar MAC și Estée Lauder, am zis, hai să încerc un fond de ten de la L'Oreal. Poate m-ar ajuta de zi cu zi la cabinet să nu stau cu siliconul ăla pe față. Și am zis să-mi iau și un Juicy Bomb. Acum o să vă zic eu zilele următoare care cum funcționează și dacă sunt bune sau nu. Că am mai încercat eu ceva cu Color Stay și nu mi-a ieșit. Foarte bine arată. Aici jos, jos, jos avem highlighterul meu de la Ella Masca, apoi highlighterul de la Catrice, blush-ul și bronzerul de la Rimmel London. Eu zic că dacă lucrăm așa din puțin în puțin, s-ar putea să iasă chiar un rezultat super bun. Acum să vedem cum se prezintă și pe ten. Am schimbat patul, totul este ok. Mai trebuie să spir, să spăl pe jos și să aduc aici o pată de culoare. Vă arăt imediat. Și cam așa zic eu că ar fi dormitorul complet, nici prea plin, nici prea gol, ci cu frumusețea asta care îi dă așa o pată de culoare. Nu știu dacă v-am spus despre bancheta aceasta, poate știți că am mai avut-o. E de la JISC și pe cealaltă toată zgâriată de PC am dus-o și am recumpărat-o, că mi-o place prea mult să stea aici cu noi și acolo îmi doresc să pun copacul banilor, dar pe un suport, să fie cumva ridicat, să aibă acces la lumină, exact atât cât îi trebuie și cred că o să avem un colțișor tare, tare drăguț acolo. Gata, cam atât. Din dormitor trecem la living și cam așa arată livingul acum. Și acolo zic eu că ar arăta foarte bine cele două ferici. Doar că aștept să se stoarcă de apă. Și așa arată pe lumină și orhidea mea drăguță și haideți să vă arăt ferigele. Na 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 na. Na 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 na.
Ia uitați cât de verzi și de frumoase sunt. Una e acolo și una e aici. Eu zic că imediat s-a schimbat toată treaba, toată discuția și arată cu totul și cu totul altfel. Mie una îmi place mult, mult, mult. Cam așa arată și din unghiul ăsta. Ele mai trebuie să se lase, bineînțeles, și în partea stângă și în partea dreaptă, dar le dăm timp. Le dăm timp. Dacă e luni, suntem la cabinet și avem colete. Și acum Ian mă ajută să deschid coletul ăsta, da, Ian? Ia să vedem. Ia mânuța. Lua mânuța de acolo și uite așa, deschide. Ce tare! Deschidem noi super cutia. Hai să vedem. Ia să vedem. Ce-o fi la mână? Ce sunt? Plafoniere! Multe, multe plafoniere! Wow! Câte avem! Ajut să le pun jos? Poftim! Una tu, pune-o jos, punem aici, jos, jos, jos! Jos, 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 Ayan! Jos! Încă una! Punem aici jos! Încă una! Punem jos! Încă una! O punem și pe ea jos! Și încă una! Bravo! Și aici o lăsăm pe Pisi să urce, da? Hai să vedem. Uite, îi facem așa locul. Așa, și o lăsăm pe Pisi să urce acolo. Ia să vedem dacă urcă. Hai, Pisi, urcă! Și acestea sunt vechile lampi. Cred că le-ați putut vedea în videoclipul anterior, în primul vlog. Dar dacă nu, le mai las o dată aici. Gata și lampile. Deci, efectiv, erau cam ca cele pe care le-am cumpărat, doar că astea aveau și așa. După cum puteți vedea. Da, și eu am zis să fie fără. Ceva super simplu, de plastic, în cazul în care vrea să cadă, să n-am nicio emoție că nu deranjează pe nimeni. Și aici vom face mâine ordine. Și ne apucăm de treabă cu copilașii. Și aici arată foarte bine. Doar că se vede puțin că s-a lucrat pe lângă ele. Erau niște găuri, Flavius le-a acoperit. O să șlefuiască și o să dea cu alb. I-am montat o cameră de bebeluș să-i supraveghem, să vedem noaptea dacă-s bine. Și acum mă puneam să-i mișc poziția și bineînțeles că a scos un sunet. Și domnul a zis, ia să verific eu mai bine. Hai jos, hai! Poate cazi pe acolo pe undeva. Te mai găsesc în centrală. Wow! Ești chiar aici! Haide! Mai o săritură și ești la mine în brațe. Ce zici? Poți? Ai fost drăguț. N-ai vrut să sar din prima. Bravo, iubitul. Hai sus la mami. Dulceață, tu de copil. Da, știți cum urmează? Multă, multă iubire. Multă, multă iubire. Multă, multă iubire. Și o băiță. Și am pregătit cea de-a doua cameră pentru copilași. Până e gata prima. Am făcut ce am făcut și am ajuns la mall să-și afla aveți niște pantaloni. Nici nu am avut chef să mă machiez nimic. Așa am ieșit. Și avem o achiziție de la Collins. Bine, două perechi la fel. La el e super simplu. Tot negru. Calitate să fie și să-i stea bine. Și am rezolvat rapid. Și acum am venit să mâncăm la greu. Și aici e nebunie. Toată lumea stă să vadă tarantulele. Ce bine. Că noi nu trebuie să stăm la coada asta. I-am luat ceva la pachet și acasă. O zi. Noi colete, a venit încă un aspirator Raventa, de data aceasta pentru aici. Mi-am zis să încerc cu acesta să văd dacă e ok, dacă nu, o să luăm la vară un robot. Și acum trebuie să pregătesc și camera aceea, să spăl, să aspir, să fac totul frumos. Și da, acolo mai e unul care nu mai e bun. Să duc tot pentru că de astăzi o să lucrez împreună cu prietena mea, așadar trebuie să amenajez, să fie totul super, super frumos. Și aici mai e de dat puțin cu vopsea, cu tifăl, adică, și gata. O să vină săptămâna aceasta domnul să schimbe, sper, un alt domn. Cu primul cu care am vorbit a rămas așa în aer.
Așadar, avem treabă de făcut, dar mai întâi să-l punem pe băiatul ăsta la treabă, să vedem ce poate. Fare ce? Super! Cu X avem acum, da? Xilofon. Xilofon. Ce face băiatul ăsta? Am venit acasă de la cabinet și ce găsesc? Aici se bucătărește, se gătește, se face o super zupă. Draga mea, Anca mi-a adus un desert, orez cu lapte, dar ceva făcut altfel, super cremos, super fain, cu lime, cu... Nota 10. Ador supa de găluște. Absolut delicioasă. Bună dimineața! Deci, nu v-am arătat fața mea de nu știu cât timp, dar acum sunt absolut șocată. Machiajul meu arată aproape la fel. Am aceeași tehnică, doar că am folosit produsele astea și sunt absolut șocată, pentru că v-am spus că eu am mai încercat să lucrez cu Colorstay, nu ne-am înțeles deloc, se spărgea pe fața mea. Și cu ce am mai încercat? Cu ceva de la Maybelline, care avea și vitamina C și mă și ustura puțin în jurul ochilor. Și acum sunt vreo 2-3 zile de când folosesc L'Oreal True Match și zice că are și niște acid hialuronic în el. Și probabil că se pupă foarte bine cu tenul meu, care e normal, dar ușor deshidratat. Și pentru... Nu știu ce folosesc anticear, că eu n-am cearcăne, dar îmi place să-l folosesc pe post de bază, de fard, mai mult la ochi. Un puțin aici, puțin aici și aici. Și mi se pare că arată super cute. Na, ce fain. Super. Acum să vedem și cu rezistența. El îmi zice că rezistă. Sper că nu mă păcălește și asta cu 24 de ore. Nu mă păcălește deloc. Nu zice nimic cât rezistă. Acum este ora 9 dimineața. Să vedem, pentru că eu am treabă până la 7 seara. Cred că o să se spargă puțin pe nas pe aici, dar să vedem. Sunt șocată. Cred că am găsit America. Am liftul, că mă așteaptă deja oamenii care trebuie să mute aerul condiționat. Mi-am luat și cartea cu mine, așa că să facem treabă! Și avem un pic de debandadă. Dar o să arate bine într-un final. Să stau în camera cealaltă cu pisicuții, să nu se sperie de la gălăgie. Da, iubita lui mami. Imediat o să vă dea mami bobițe bune, bune. Ce bune sunt! Super, super bune! Super, super bune! Dar până atunci ne uităm pe geam, bine? Ne uităm pe geam până atunci. Stăm cu minței. Stăm cu minței. Sau sus pe scaun. Vrei sus pe scaun? Hai! Sus, sus, sus! Păi ce frumoasă ești! Stăm aici cu minței? Așa, stăm cu minței? Nu ne fie frică, da? De zgomot. Nu ne fie frică. Stăm aici cu mami. Cu minței, cu minței. E ok, iubita. E ok. Stăm aici noi cu minței împreună. Să nu ne fie frică. Stăm cu mami. Da, ei percep zgomotele mult mai tare decât noi. Și evident că se spere, nici de Revelion n-a fost prea bine, săraci. Deși am stat cu ei în baie, că acolo e izolat, e mult mai bine decât în living. Așa că stăm să nu se sperie drăguții de ei. Sunt micuți și frumoși. Am să vedeți pe fetiță, de nu vrea să se miște. Așa, bravo. Doamne, ce bine că mi-a venit ideea să-l mut de acolo, pentru că tocmai au observat băieții că toată tubulatura aia e spartă și de fapt eu pierdeam tot freonul și tot freonul ăla cădea în perete, ceea ce nu e ok deloc. Așa că acum l-am ales să fie pe exterior și o să punem aici un pat cablu și o să fie mult mai accesibil și mai ușor de rezolvat dacă apare vreo problemă. Incredibil cum se fac lucrurile așa pe repede înainte. Și am venit la Dedeman să luăm gard fake de pus. Asta e gardul nostru. Voi ați văzut brățările acelea de la Balenciaga, care sunt unul la unul cu bridele mele. Am luat și adeziv și gata, suntem
de plecare acasă, teoretic. Acum ar trebui să aștept să vină Flavi să pună astea. Dar ce crezi, că eu am răbdare? Nu, o să deschid eu una și o să mă duc să mă chinui să văd dacă știu și pot să o pun. Da, na, hai că nu mă așteptam la asta, dar chiar am reușit. Și le-am pus și cât de cât ok. Și aici, stai că nici nu văd una. Aici am lăsat așa, dacă vin hoții să se înțepe. Aveți grijă, hoților, dacă veniți, o să vă înțepați. Dincolo le-am pus invers, în jos le-am pus invers. Am gândit-o bine. Nu mai avem decât foarte puțin. Hai să vedem dacă mai reușesc să mai pun unul. Și cam în partea asta mai am de lucru, pe din afară. Doar că nu mai am role și nu mai am nici la dedemanul ăsta de lângă noi. Așa că trebuie să mergem în capătul celălalt de oraș. Haideți că vă arăt și pe dinăuntru cum se prezintă situația. Și cum vă spuneam, mai am depus în partea asta, aici în față. Și abia aștept să vină apusul. Când o să se mai mărească ziua, o să arate super. Eu zic că am făcut o treabă bună pe azi. Vorba Alexandrei, merităm o vafă cu Nutella. Încă una la noi! Wow! Deci îl avem și pe băiețel și o avem și pe fetiță. Care are grijă acolo de agenda mea. Ai văzut ce frumos ne pozește? El e pui, așa e. Bine, hai noi să trecem la fructe și legume. Să vedem ce avem aici, oare. Le întorci tu una câte una? Ia să vedem. Da. Hai să vedem ce avem acolo. Ceva ce-mi place mie să mănânc sau ce-ți place ție? Ăla. Ce e? Pune-l aici lângă Pipi. Mine. Pipi. Chi? Gurița mare. Chi? Pipi. Kiwi, pune-l aici. Îți place să-l mănânci tu? Da. Bine, atunci îl punem aici lângă tine, cu fața în sus, așa că să-l vedem, să ne amintim. Hai să extragem următorul, să vedem ce avem acolo. Întoarce-l tu. Pe primul, e ok. Oh, ceva delicios. Ce avem acolo? Reșe. Astea-ți plac? Da! Bine, pune-le acolo, peste kiwi. Hai să vedem următorul. Gata, suntem aproape de finish. Am pus tabloul ăla numai ca să nu stea pe jos, dar îți trebuia să supervim acolo. Dar acum am aflat că spuma aia trebuie să stea 12 ore. Așa că o lăsăm să stea acolo 12 ore. Aici e situația cam așa. Superbă. Și în tot debandada asta, noi o să ne punem să luăm cina, a venit și Ale la noi, așa că o să mâncăm și încheiem ziua cu știri, cu iubire de pisici și somn. Da, nu e sponsorizat nici de Spartan, nici de Cola, vă dați seama, dar veggie bowl-ul ăsta e prea bun și Leonidas Pita e ce trebuie. Poftă să avem. Noi două aici operate, noi pro operații, pro botox, pro orice. Noi uităm la băiatul ăsta și zicem, băi, cred că e un pic prea mult. El vrea să fie un erou din fantezie. Să-i aplicăm și lui regula pe care o aplicăm nouă. Nu trebuie să te simți bine în pielea ta, dacă el asta vrea. Prea tare. Flavius. Niște urechi așa. Și dacă ieri am ajuns până acolo, și am stat în frig și mi-am stricat vocea de tot, am zis, hai să continuăm, să ajungem și până aici să ne stricăm vocea. Așa că încerc să mai pun încă 3, până vine Flavius și apoi împreună cu el să pun și aici. Și cam așa arată momentan. Mai trebuie să tăiate bridele. Și gata, mi-a mai rămas acolo foarte puțin, dar o să fie pus din asta. Însă acum îl aștept și pe Flavius că chiar nu pot să reușesc să pun acolo, am nevoie de scară și deja mi-au înghețat mâinile. Nu e treabă bună, mergem să ne încălzim. Și cam așa arată rezultatul final. Nu e perfect, dar eu zic că se prezintă super, super bine până acum. Și dacă o să stăm noi aici pe scaunele astea, cărora trebuie să le pun niște perini și să le spăl. Pac! Nu mai văd nicio mașină. Văd doar cerul ăsta frumos și verde. Iar aici o să vină unchiul meu să sape. Mi-a spus că undeva prin martie și apoi o să și semene iarbă.
Aici o să tăiem tot, o să dăm cu ierbicid. Dar acum nu știm, încă mai stăm puțin, că încă s-ar putea să mai înghețe. Așa că mai lăsăm puțin curtea. Acolo s-a făcut o groapă, probabil s-a lăsat pământul. O să umplem și acolo și apoi o să fie super, super pliti. Și încheiem această săptămână făcând un unboxing cu Becky și Blacky la un colet primit de la editura Litera. M-a convins Laura să mă abonez la o colecție care se dorește a fi super feminină și drăguță. Ah, ce voceam! Și acestea sunt primele volume. Române nemuritoare se numește colecția. Ok, hai că scot cărțile că ți-s trebuie hutie. Așa zic și eu. Și avem aceste prime două cărți. Rațiune și simțire, Jane Austen, și Casa veseliei. Îmi plac foarte mult cum sunt ilustrațiile copertei. Îmi plac că sunt copertele cartonate. Și pe aici, pe acolo, în perioada de în decursul a un an și jumătate cât durează primirea acestor colete, acelor 60 de volume, vom primi când și când câte un cadou. Iar acesta este primul. Ce frumos! Îmi place foarte mult și vorbeam cu Laura că eu deja pregătesc pe lista mea de cumpărături o bibliotecă foarte frumoasă în camera alăturată. Așadar, aceste cărți vor arăta super bine acolo. Nici nu o să le desfac încă din țipla asta. Le mai las puțin. Tu ești de acord cu mine, așa-i? Nu o să vă distrug urechile prea mult cu vocea mea. Doar vă spun că încheiem acest vlog cu o masă pe cinste, în aceeași formulă, Ale și Flavie. Vă pup cu drag și ne revedem miercuri și apoi sâmbăta viitoare. Pupici, pa, pa!